Asociația Patru Lăbuțe organizează o campanie de sterilizare gratuită a câinilor și pisicilor femele. Acțiunea va avea loc la adăpostul privat de animale din strada Cărbunelui, unde stăpânii împreună cu animalele se pot prezenta joi și vineri, începând cu ora 9. Posesorii patrupedelor sunt rugați să nu dea de mâncare acestora în dimineața zilei programate. Dacă va fi necesar, campania va fi prelungită cu încă o zi. Pot fi făcute solicitări și pentru animalele fără stăpân, sterilizarea lor fiind cea mai sănătoasă soluție pentru a diminua înmulțirea nedorită a acestora. În primul rând, aș vrea să vă spun că noi am mai avut o astfel de campanie de sterilizare gratuită în luna iulie în Parâng. Am sterilizat aproximativ 26 de câini, toți fără stăpân și toți din Parâng. Deci asta ar fi a doua campanie de sterilizare pe care o organizăm în asociația noastră, Asociația Patru Lăbuțe, care se va desfășura atât pentru câini și pisici fără stăpân, dar și pentru câini și pisici care sunt aduși de stăpân. Îi așteptăm în adăpostul privat, care este în colonie, lângă fosta mina Dâlja. Acolo este domnul Viorel Stoica, cel care conduce adăpostul și care ne-a permis să organizăm această campanie, ocazie cu care îi și mulțumim. Pentru rezervări, oamenii au un număr de telefon alocat pe afișe și pe fluturaș. Noi deja primim telefoane în continuu, deci avem rezervări mult mai multe decât ne-am așteptat. Sterilizarea câinilor de rasă comună este obligatorie prin lege. Primăriile orașelor Petroșani și Petrila s-au alăturat campaniei, oferind sprijin pentru promovare. Am avut ajutor în campania de promovare, atât de la Primăria Petroșani, cât și de la Primăria Petrila, ocazie cu care le mulțumim și lor. Din punct de vedere financiar, avem ajutor de la asociații din afara țării, care doresc ca noi să rezolvăm într-o oarecare măsură problema animalelor fără stăpân. Adică, dacă luăm în calcul faptul că o cățelușă poate să fete undeva la 7, 8 până la 13, 14 pui și după aceea facem un calcul asupra faptului că sterilizăm 80 de cățelușe în cele două zile în care va fi campania, deja considerăm că este un mare plus pentru reducerea numărului de animale fără stăpân. Deci în momentul acesta avem cam 80 de câini și 22 de pisici pentru sterilizare, iar telefoanele sună în continuu, ceea ce ne bucură. Nu ne așteptam să avem așa mare succes, adică oamenii să fie chiar așa de receptivi. Ne bucurăm, încercăm chiar să mai aducem încă un medic, deocamdată l-avem pe doctorul Popescu de la Târgu Jiu și mai încercăm să mai aducem încă un medic pentru a putea prelungi poate cu încă o zi sau poate să lucreze simultan, astfel încât să mai putem prelua cât mai multe animăluțe. Sunt mai multe persoane implicate în echipă, dar aș menționa în mod special pe Corina Osvat. Ea este, să zicem, sufletul asociației, este cea care lucrează cel mai mult și care face aceste lucruri posibile.